Salut, sunt Biarii, prietenul tău imaginar, un fel de zâna măseluță, dar nu prea. Și ghișe, azi facem Q&A. Practic voi răspunde la întrebările puse de 10 persoane, 10 prieteni imaginari de ai mei. Și acum, liniște vă rog, e timpul să intrăm în lumea lui Flag Flag. Care dorește să afle dacă sunt un prieten imaginar bun sau rău? Așa, pune-mi întrebări existențiale, joacă-te cu mintea mea, e moca. Dar sincer, habar n-am dacă sunt bun sau rău. Asta depinde de perspectiva fiecăruia. Dar te pot asigura că măcar am intenții bune, câteodată. Acum fii atent, n-avem cum să continuăm fără să-l menționăm pe Alex Diez, care spune așa. 1. Ce părere ai despre copiii care fac provocări nebune sau joacă Minecraft și mai fac și promovări? Și a doua, ce înțelegi tu prin a crea content de calitate pe YouTube? Uite cum facem, o să încep cu a doua întrebare, gen ce înțeleg eu prin content de calitate pe YouTube. Bă, simplu, pentru mine înseamnă să ai o înclinație spre ceva și mai ales să fii dispus să muncești în acest sens pentru a scoate un produs finit bun, un produs un produs demn de secolul în care trăim. Dar contentul de calitate nu ți asigură succesul pe YouTube. Strategia și puterea de convingere ți aduc succes. Și tocmai de asta contentul de calitate este din ce în ce mai rar. Spuse Adi cu lacrimi în ochi. Acum, ce părere am despre copiii care fac provocări nebune, promovări, chestii de genul? Mi se pare perfect normal. Frate, sunt copii. Copiază și ei într-un mod stângaci ce văd în jurul lor. Eu, de exemplu, am copilărit în anii 90 și ghiși ce făceam? Da, exact. Copiam tot ce vedeam la televizor și de multe ori nu mă opream până nu vedeam sânge. N-o să te mint, dacă aș fi copil acum, poate și eu aș posta ceva de genul. Și cel mai probabil ar râde de mine The Real Red sau ceva de genul. Și cum să uit de Wolf Radar care mă întreabă de ce păsările zboară și tu nu? Prietene, cred că n-ai văzut partea cu Sania. Păsările se uitau în sus la mine. După care trecem la Sclipici Roz, care spune așa. Vei face provocări nebune? Păi, habar n-am. Probabil o să ajungem și acolo. Sincer, nu m-am gândit niciodată la asta, dar posibil să nu fie o idee chiar groaznică. Totuși m-ai făcut curios. Aștept să-mi scrii la ce provocare te-ai gândit pentru mine. Cine știe? Și continuăm cu Mihail MX, care are 3 minunate întrebări pentru mine. Ce youtuberi apreciezi cel mai mult? Păi pe plan local, adică în România, probabil aș vota cu Codin de la Creative Monkeys și cu Codrin Bradea, satana. De ce? Păi nu-i cunosc, dar am o bănuială că amândoi ar avea un cod moral. Lucru foarte, foarte, foarte rar întâlnit în YouTube-ul din România. Și pe lângă asta, amândoi încearcă să fie amuzanți. Nimic special până acum, vedem asta des. Dar lor chiar le iese. Părerea mea, puiule. Bun, YouTube-ul internațional. După cum am mai spus și în trecut, aș opta pentru Ray William Johnson, varianta din 2010, și iDubbbz. De ce iDubbbz? Pentru că omul ăla e amuzant fără să încerce. Cel mai probabil el vrea doar să jignească, dar umorul vine de la sine. Yeah, no, I'm not gonna be talking about the kid today. I'm not gonna talk about his fucked up teeth. His teeth? The fucked up thing in his mouth? I'm not gonna talk about that. A doua întrebare, cum crezi că va evolua YouTube-ul? Simplu, nu cred că va evolua. Pregătiți-vă de zile negre. Și ultima ta întrebare, te uiți la anime-uri? O să răspund elegant cu un nu. Anime-ul pur și simplu nu s-a lipit de mine. Dar atenție că vine Gabriel Babau, Babau, Păpsau. Și vine cu o întrebare, bă, chiar drăguță, ce fel de elev ai fost în liceu și la ce specializare ai fost? În primul rând, mersi de întrebare, m-ai făcut să-mi amintesc de o perioadă frumoasă din viața mea. Nu știu dacă o să mă crezi sau nu, dar eu am terminat liceul acum 7 ani jumate. S-au întâmplat atâtea chestii de atunci că parcă vorbesc de altă viață. În primul rând am fost la secția de turism. Aveam note medii, hobby-uri, prieteni, bla, apă caldă. Notabil este că, bă, eram sau încă sunt? Un ciudat. Câteodată puteam să fiu sufletul petrecerii pentru 10 minute, după care deveneam pentru alte 10 minute introvertitul suprem. Fără niciun motiv tăceam brusc și intram într-o stare dubioasă. Crede-mă, în clipele alea puteai să mor lângă mine. Cel mai probabil eu n-aș fi observat. Dar la următoarea stație ne așteaptă Andrews, care ne întreabă așa. Vând baterii 7775 lei bucata, ești interesat? Punându-mă într-o situație delicată, pentru că nu știu dacă vorbește serios sau își bate joc de viața mea. Dar își revine în formă cu următoarea întrebare. Din bugetul tău lunar ai investit într-un setup de gaming? Și trebuie să răspund că da, aș investi
pe viitor. Am investit deja într-un setup destul de bun pentru filmat și editat și chiar decent pentru gaming. Dar văd ceva, e o pasăre, e un avion. Nu, este chiar Gutsu, probabil, Tatiana, care mă întreabă așa: ce ai face dacă peste noapte ai avea 100.000 de abonați? Păi cel mai probabil m-aș lăuda cu cei 100.000 de abonați ai mei ore întregi prin tot orașul. Și cred că aș face și un episod cu asta. Da, cel mai probabil asta aș face. Dar înainte de asta, hai să vedem ce întrebări are ZZGM. Prima: ce vlogger gameri urmărești? Bă, urmăresc mulți vlogger gamer, dar un vlogger care chiar îmi place ar fi Roman Atwood. Și un gamer preferat, doi: Markiplier și Jacksepticeye. Top of the morning to you, ladies! My name is Jacksepticeye and boy, oh boy! A doua întrebare: care sunt filmele tale preferate, să înțeleg? Primul, clar, indubitabil, Fight Club. I am Jack's smirking revenge. După care Sherlock Holmes, alea cu Robert Downey Jr. Și bineînțeles toată seria Rocky, în afară de ultimul. Doamne, ce gunoi! Și a treia curiozitate: câți ani are Mr. Spins? Prietenul tău imaginar s-a născut într-o zi genială de vară pe 30 iunie 1990, adică are 26 de ani. Știu că par mult mai tânăr, mulțumesc, o să-l consider un compliment. Acum, ultimul, dar nu cel din urmă, curios, s-ar putea simți marginalizat, dar fără motiv, pentru că acum aplauze pentru Danny Boy. Scuze, amice, public dificil. În orice caz, prima întrebare sună cam așa: cum ai devenit YouTuber și ce te-a motivat? Păi de-a lungul anilor au fost diverse serii, personalități, etc. pe YouTube sau nu, care m-au inspirat. Mi-a plăcut foarte mult ce am avut de învățat de la ei sau pur și simplu cum mă făceau să mă simt. Așa că am hotărât și eu să văd dacă aș putea vreodată să mă ridic la înălțimea lor. Și a doua întrebare: dacă ai fi într-o apocalipsă zombie, ce ar mai folosi să împarți gloanțe cu ei? Fii atent, dacă s-ar pune problema de o astfel de apocalipsă, cel mai probabil mi-aș păstra gloanțele pentru oameni. Crede-mă, o mână de oameni într-o lume fără reguli ar fi mult mai periculoasă decât o întreagă armată de zombie fără creier. Mă întreb ce armă, probabil ceva silențios și iute, o praștie. Dar eu sunt Bia de prietenul tău imaginar. Sper că ai savurat primul Q&A cu bucățele de Spins. Noi ne revedem vineri la un nou genial episod, dar până atunci, ca întotdeauna, încă mă gândesc cum să termin un episod.